bună și bine ați revenit pe canalul meu. Știi că probabil aveți un șoc că mă vedeți așa nemachiată și cu părul vai de capul lui, dar astăzi m-am gândit să vă arăt și vouă care este rutina mea de machiaj, pentru că mi-ați cerut foarte multe dintre voi și vreau să vă spun că nu ar trebui să vă așteptați la ceva wow, pentru că eu mă machiez foarte banal și foarte simplu, mai mult nemachiată decât machiată. Veți vedea pe parcurs care sunt produsele pe care le folosesc, așa că haideți să trecem la treabă. Prima dată voi aplica acest BB cream de la Garnier. Este nuanța light. Voi lua pur și simplu cu degetele și voi aplica pe față. O să mă uit aici pentru că am oglinda. Eu de obicei îl aplic în două straturi și nu prea aplic anti-cearcăn sau corector, pentru că nu vreau să îmi încarc fața pur și simplu. Voi aplica așa cu mâinile. E un BB cream și mie așa îmi place să îl aplic. Am destule coșuri pe față, dar nu vreau să îmi încarc tenul cu multe produse, pentru că astăzi nu voi face mare lucru. Cobor și pe gât cât pot pentru a evita acel efect de mască oprindu-mă în această zonă. Sper că explic cât de cât ok și sper că înțelegeți ce vreau să spun. Nu folosesc nici produse scumpe, nici da, primul strat este gata, l-am întins destul de bine. Apoi voi mai aplica încă puțin, cam atât aplic pe o parte, la fel și pe cealaltă și foarte puțin pe frunte. Voi mai întinde și celălalt strat. Eu v-am spus, nu folosesc tot timpul anticearcăn pentru că consider că nu am atât de mare nevoie. Rutina mea este foarte simplă și foarte, foarte banală. Înainte de a aplica acest BB cream, am aplicat crema de protecție solară pe care ați văzut-o pe Instagram, dacă mă urmăriți acolo. Sigur știți despre ce cremă vorbesc, pentru că am postat ieri o poză. Sau pe Snapchat. Mă scuzați că mă uit în partea asta. Am întins destul de bine acest BB cream. Iar acum voi aplica această pudră de la farmacie. Voi lua direct de aici din ea. Cu burețelul cu care vine, care apropo este murdar. Și voi aplica pur și simplu prin tapotare. Sper să mă scuzați că mă tot uit în partea asta, dar vedeți că nu mi s-au acoperit coșurile, dar nici nu intenționez să fac acest lucru, pentru că deja sunt destul de mari, nu vreau să le mai încarc cu produs. Tapotez așa, ușor. Aplicăm și pe frunte, pentru că aici lucesc nu foarte mult, pentru că în ultima perioadă se pare că tenul meu a devenit mixt. Apropo, să-mi spuneți dacă se vede o diferență după aplicarea make-up-ului, pentru că nu este așa un make-up. Nu folosesc farduri sau ceva de genul. Chestiile basic. Acum vom trece la sprâncene și folosesc această paletă care este No Name și care arată dezastruos, e terminat aproape, dar combin această nuanță și aceasta pentru a avea culoarea perfectă pentru sprâncene și o aplic cu această pensulă.
tăiat în unghi și aplic pur și simplu pe sprâncene. O să mă uit în partea asta ca să văd ce fac. Să știți că nu apăs dacă asta se vede, doar trec ușor cu pensula. Și nici nu desenez firele de păr, pentru că mi-e place ca frânceana să arată cât de cât aprins, să zic așa. Vedeți, trec foarte ușor, cred că pe cameră se vede ca apăs, dar eu doar încerc să fac întâi conturul, iar apoi umplu sprânceana. Nu desenez firele așa cum e normal. Mie îmi place să trec așa cu pensula peste sprânceană. Am greșit aici, vedeți? Voi lua un bețișor și voi retușa. Așa arată sprâncenele mele. Multe dintre voi mi-ați spus că sunt foarte pronunțate, doar că depinde de fiecare, mie așa îmi plac. Apoi voi trece la rimel, pentru că asta folosesc eu. Și în momentul de față combin aceste două rimeluri, pe acesta de la Yves Rocher, nu știu cât vedeți pentru că e lumină, și pe acesta de la rimel London, pentru că la acesta nu prea place periuța, și le combin. Ceea ce fac eu este să scot periuța de aici și să curăț excesul, pentru că ia foarte mult produs această periuță. Și o să o folosesc cu oglinda asta de la paletă, care e detașabilă. Și aplic un strat din acest rimel și un strat din cel de la Yves Rocher. Și genele mele vor arăta decent. Aplic și un pic pe genele de jos. Pentru că mie așa îmi place. Știu că unele dintre voi nu aplicați rimel pe genele de jos. Dar mie așa îmi place. Așa. Apoi trec ușor cu următorul rimel. Așa are peria, apropo. Mie îmi place genul acesta de peri mai mare, așa, pentru că pe mine mă ajută. Eu mă descurc destul de bine cu perile acestea. Da. Începe să prindă contur. Pieptul un pic jos. Și ultimul pas pe care îl fac, vedeți că machiajul meu e super simplu, este aplicarea rujului și vreau să-l termin pe acesta de la Oriflame din gama Lip Addict, care arată așa. Și cam atât. Cam asta e machiajul meu pe care îl fac eu de zi cu zi. Cam așa mă vedeți pe Snapchat, cam așa mă vedeți peste tot. Acum o să mă ciufulesc un pic. Asta e tot ceea ce fac, asta e rutina mea de machiaj. Deci de fiecare dată veți vedea BB cream sau fond de ten, pudră, far pentru sprâncene și un ruj. Și rimel, am uitat să spun. Bun, sper că v-a plăcut, sper că, nu știu, v-am satisfăcut curiozitatea, pentru că mai multe mi-ați spus să fac un clip în care mă machiez eu dimineața, să vă arăt gen rutina mea. Sper că se vede o diferență de la fața mea cu care am început și de la fața mea de acum, cu fața cu care termin.
Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să-mi dați un like, vă rog să deschideți descrierea pentru că acolo aveți absolut toate detaliile despre mine. Dacă vreți să vorbim, să colaborăm, găsiți toate informațiile în descriere, toate rețelele mele sociale. Așa că ne revedem data viitoare și da, v-am pupat! Pa, pa!